Anul 1789. Pe întinsul deșertului, trupele generalului Bonaparte aflate în plină campanie se odihnesc într-un bivoac din preajma piramidelor. Soldații își împărtășesc unul altuia nemulțumirile. Nisip și iar nisip, peste tot. Cel mai înțelept ar fi să o întindem cât mai vreme. La urma urmei, englezii sunt oameni ca și noi. Iar cu felahii n-avem nici înclin, nici în unec. Uite pe locotenentul Fouret. N-ați mai isprăvit cu burfelele la adresa generalilor Republicii, a? Să mă spânzure. Na, aici! Dacă măcar 4 ostași din cei 40 de mii că sunt aici, nu sătui până peste cap de povestea asta. Și dumneavoastră, cetățenii locotenent, cu mâna pe inimă, pun răm așa că și dumneavoastră ați prefera să fiți șotâng de un picior în Franța decât să alergați aici cu amândouă. Așa-i? Da, dar pe mine nu m-a auzit nimeni văitându-mă, nu? Trebuie să rezistăm. Eu tot ce știu e că nu se va găsi nimeni să ne scoată de aici. Da? Și Bonaparte? Da. Vă spun eu că până la urmă o să ne scoată de aici în pofida englezilor, dar trebuie pentru asta să ne treacă prin India sau prin Cornul de Aur. Dumnezeu știe cum o să facă, dar vă jur, ne va scoate cum ne-a mai scos odată din Italia, mă duceți aminte? Și după izbândă veți fi cu toții mândri. Da, după izbândă, nu mai te-am scăpat. Ha, uite că vine Velilot. Plecați de aici! Și mai car din nou după tine. Alimente de contrabandă. Rechisionate de mine personal cu ajutorul lui Ferrand și al lui Jacquet. Scuză-mă, Deșan, că ți-am încălcat atribuțiile. Mai degrabă ți-aș mulțumi, mica mea, Velilot. François? Da. Pun rămășa că nici nu ți-a trecut prin minte. N-am uitat. Azi e ziua ta și toată ceata noastră trebuie să petreacă. Ziua ta, Fouret! Atunci trebuie să o facem lată. Umpleți de grabă ulciorul la mare și aduceți pahare pentru toată lumea. Și vin! Iar voi aduceți veselul și tacâmul și puneți masa. Îndată va crește și aluatul și o să fie grozav. Atenție! Fiecare la locul lui și cu ciopular deschis sosește mâncarea. Să ridicăm paharul în sănătatea lui Berillot. Ura! 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 Atenție, flăcăi, nu le înfulecați prea fierbinți. Ia uitați-vă cine vine. Vezi bine, generalul Bonaparte și generalul Dupuis. Ce se întâmplă, copiii mei? Ce sfânt prăznuiți? E ziua prietenului nostru, locotenentul Fouret. Și cetățeana Fouret, Berillot, ne-a făcut clătite. Așezați-vă și ospătați-vă. Dar știu că sunt vietoare clătitele astea. Ne-ați onorat, cetățene general, dacă v-ați lăsat ispitit. Da. Bine? Să-i dăm drumul. Clătite că astea n-am mai mâncat de la Briand. Mulțumesc, vitejii mei, și ospătați-vă mai departe. Au fost delicioase. Și felicitările mele, cetățeană Fouret. Acum plec. Berillot, ce-i cu tine? E într-adevăr o raritate să-l vedem pe general atât de bine dispus. Dar nici el nu cred că are deseori prilejul să guste o clătită atât de grozavă. Cetățene Fouret, s-a terminat cu bine praznicul? Da. Au avut noroc flăcăii noștri. Mai mult noroc decât mine, cetățeană Fouret, întrucât eu sunt nevoit acum să-ți achit clătitele. Închipuiesc că generalul ți-a lăudat talentul în fața soției mele și a face elogiul unei femei în fața altei femei, știi doar, înseamnă a răni amorul propriu. Acum nu se mai lasă și ține cu tot din adinsul să se arate că nici ea nu-i mai prejos în privința asta. De aceea, cetățeană Fouret, soția mea te invită să iei mâine dejunul cu noi. Dar cum mi-aș putea îngădui să iau dejunul cu dumneavoastră, cetățene comandant? Soția mea vă așteaptă fără discuție la ora 1. Vă salut! Dar eu n-am pun capul că oamenii ăștia plănuiesc ceva. Și e sigur că nu poate fi ceva bun pentru noi. În haine bărbătești, ai spus? Da. Oh, ce aventură! Dar trebuie să ne povestești cu deamănuntul. Doamna Dupuis, nu-i vorba de nimic extraordinar. Pur și simplu mi-am urmat bărbatul la fel ca zeci și sute de alte femei. Da, sigur. Cu singura diferență însă că ele au eșuat, iar dumneata nu. Nu-i așa, domnilor? Că cetățeana Fouret trebuie să ne dezvălui cum s-a strecurat prin fraudă. Da, bineînțeles. De ce atâta modestie, cetățeană Fouret? Nouă, bărbaților, ne face o deosebită plăcere când femeile se dovedesc curajoase. Dar nu-i vorba de curaj, cetățene general Berthier. Poate că le trebuie mai mult curaj să rămână singure acasă și să aștepte ziarele. Nici prin vis nu mi-a trecut vreodată ideea că voi lua parte la un război. Și atunci? Fouret își terminase de mult concediu și trăiam liniștiți în mica noastră podgorie de la Carcason. Dar aflând pe neașteptate că generalul Bonaparte pregătește o armată, a fost cu neputință să-l mai rețin. După campania din Italia, Fouret are pentru general o adevărată venerație. Pentru el ar fi gata să meargă până la capătul pământului. Asta e tot, l-am urmat. Și nimeni n-a observat nimic? N-am idee, cetățene general Dupuis. Ce se întâmplă? Da, vă așteaptă o mică surpriză și cred că va fi plăcută. Da? Mă rog să fiu scuzat pentru întârziere, cetățeană Dupuis. Niște telegrame importante. Da. Englezii ăștia nu ne lasă nici să respirăm. Fără etichetă pentru mine. Sta jos. Cetățenii general, pot să vă ofer măcar o cafea? Cu plăcere. Și pentru dumneavoastră, domnilor, nu-i așa? Nu, 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 imposibil, din păcate. S-a făcut ora 2. Comisia de rechiziționări, Dupuis. A, da, da, da. Doamnele, vor trebui să ne scuze. Față de general ne scuză datoria Berthier. Generalul Bonaparte e mult prea activ pentru ca noi femeile să avem deseori cinstea de a putea sta de vorbă cu el. Trebuie să profităm de acest rar privilegiu. Cetățene Bonaparte, da? Aș putea pune rămășag că nu o recunoașteți pe doamna Fouret. Doamna Fouret? Și totuși i-ați vorbit odată. Ei, cetățeană Fouret, mai povestește odată cum a fost. Doamne. De ce atâtea nazuri? În afara serviciului, generalul Bonaparte nu e atât de sever precum se putea închipui. Desigur, înțeleg că o găsești foarte atrăgătoare pe cetățeana Velilot. Cine n-ar dori-o? Și totuși, nu pot decât să repet, fii prudent. Să fiu prudent? Nici nu mă gândesc, Berthier. Prudența nu e decât un cuvânt evaziv care indică frica. Și nu mi-e frică de nimeni. Sunt liber să trâmbițeze povestea în Franța, iar englezii liber să o relateze în gazetele lor. Pe cine poate deranja? O singură persoană pare să e soțul ei. Și tocmai aici e dificultatea. În plus, acest Fouret e militar, ofițer și un camarad viteaz și cinstit. Ah, drăguțul de Fouret. Se va găsi întotdeauna un mijloc să cădem la o înțelegere cu el. Crezi? Bineînțeles. Are și el, desigur, un punct vulnerabil și acolo va trebui să lovim. Când e vorba de vanitate, de ambiții, de bani, se prinde întotdeauna. Dar nu ai să-mi spui că mai crezi în flecărelile iacobine privind virtuțile civice. Acordăm 10 zile, 20 de milioane și 30 de portofolii ministeriale și îți cumpăr toată convenția și tot directoratul. Nu te frământa așadar. Găsim noi o soluție de-al potoli pe locotenentul Fouret. Te poți descotorosi de un locotenent fără ca el să bănească ceva, dându-i o misiune care să-l îndepărteze de Cairo. Uite, de pildă, detașamentul de la Mansourah. Încredințează-i comandamentul cu gradul de capitan. Și farsa e jucată. Da, și îți închipui că în vremea asta te va ruga să te ocupi de micuța Bérillot. O va lua cu el la Mansourah. Atunci, expediază-l mai departe. Mai departe? Departe de aici e pentru noi numai Franța. Fie bine. Da. De ce nu Franța? Evident, în Franța trebuie să-l trimitem. Și imediat. Când pleacă Aretusa? Sâmbătă din Alexandria. Fouret va primi o misiune specială. Spuneți locotenentului Fouret să se prezinte imediat la cartierul general în ținută de campanie. Am înțeles? Poți să rămân aici să văd cum ai să-l împrobodești. Nu numai că poți, dar ai să te ocupi tu. Ce? În locul meu de afacerea asta. Prezinți problema energic, distinție deosebită, misiune importantă. Esențialul îl știi, să dispară cât mai repede. Dar ce anume să-i predau drept curier special? Orice. Poftim. Fă un pachet din aceste vechi documente militare inutile și aplică-le un sigiliu mare. Îi va inspira respect pentru misiunea lui. Între timp, uite, mă așez și scriu fratelui meu cerându-i să nu se grăbească să mi-l trimite înapoi. Și apoi, o liberă trecere, solda în întregime și cheltuieli de deplasare. Niciun fel de privațiuni pentru acest brav Fouret. Cetățene locotenent, am o surpriză plăcută pentru dumneata. Dintre noi toți, ești primul care vei revedea Franța. Eu? Nu pricep. Generalul Bonaparte dorește să transmită directoratului anumite informații confidențiale. Insist, strict confidențial. Generalul ți-a încredințat această înaltă misiune. Te felicit pentru cinstea ce-ți revine. Nu poate exista pentru mine cinste mai mare decât încrederea generalului Bonaparte. Și acum iată pachetul cu documente, sigilat de general. Soția mea, știți, e un fapt pe care s-ar putea să nu-l înțeleagă, plecarea mea bruscă, fără să o anunț, și s-ar putea să se amărească. De aceea, în numele frăției de arme, v-aș putea ruga să explicați că e vorba de o misiune specială și să subliniați mai ales că generalul în persoană m-a desemnat pentru această misiune? Asta îi va inspira cel mai mare respect. Dar bineînțeles, dragă Fouret, contează pe mine. Să nu ducă lipsă de nimic în timpul cât voi fi plecat. Iată solda mea. Dacă nu-i ajunge, iată și ceasul meu. Poate să vândă și calul. Inutil, Fouret. Ne vom ocupa de soția dumneavoastră. Dar ce vreți să fac cu banii ăștia? Totul era pentru ea, n-am pe nimeni pe altcineva pe lume. Vă rog să-i mai spuneți că oricât de departe aș fi, nimeni nu ne va putea despărți. Acum mi s-a luat o piatră de pe inimă. Da, cetățene general, simt că mă pot bizui pe dumneavoastră. Să fiu al naibii dacă am să uit vreodată. Vă rog să binevoiți să-i comunicați generalului șef că locotenentul Fouret e mândru de încrederea pe care i-o acordă și că ar prefera să crape de 7 ori decât să-l dezamăgească. De la aceste întâmplări au trecut doar 2 săptămâni. Oare ce s-a fi întâmplat cu micuța Berillot? Răspunsul îl vom afla pătrunzând în cabinetul de lucru al generalului Bonaparte. Încă puțină răbdare, cetățeană Berillot, scumpa mea. Iar tu, Berthier, scrii mai departe, după dictarea mea. Ordinul lui Manu să încheie imediat o înțelegere cu negustorii pentru livrarea a 40 de uniforme și 1000 de perechi de bocanci pe zi. Ordinul lui Dupuis să inspecteze plutările de campanie și să supravegheze morile. Ordinul lui Monge să rechiziționeze o clădire în care să se poată instala o tipografie în arabă și franceză, precum și un laborator de fizică și chimie. Și toți ofițerii de la stat major și de artilerie, de la capitan în sus, la raport la ora 2. Destul pentru azi, e miezul nopții. Am plecat. Noi cei din cantonament nu știm nimic. Trebuie să fie grozav să poți acționa în stil mare. În stil mare? Da. Crezi aici? Da. Să alungi câteva bande, să cucerești câteva colibe. Ce se poate face, măreț, în acest îngust morman de nisip? Dar să ajungi în Indii sau să stăpânești mările, Gibraltarul, Bosforul, sau să clădești un imperiu cât lumea. Da, asta doresc. Și mai doresc ceva. Un copil. Ei, Berthier, ce vești? Nimic important. Englezii au pus mâna pe un mic cargo. Iarăși? Nici o sardeană le scapă. Cargo? Ce cargo? Aretusa, o vechitură. 2 duzini de răniți la bord și... Fouret al nostru. Viteazul Fouret n-are noroc. Nu i-am dorit o năpastă atât de mare. Iată-ne descotorosiți de el, mai elegant decât am socotit. Să-i spunem și micuței Berillot, care tocmai ți-a adus cafeaua și fructe. Berillot? Da. Avem știri despre soțul tău. A fost luat prizonier de englezi. Iisuse Hristoase, și ce îi se poate întâmpla? Nimic. Nu te teme, trebuie să recunoaștem. Ticăloșii ăștia flegmatici sunt oameni corecți. Și câtă vreme crezi că-l vor ține? Nu mult. Până la încheierea păcii. Nu poți face nimic pentru el? Ce nu vei? Tu care poți totul, îl vei obține în schimbul altor prizonieri, nu-i așa? Generalul șef se va feri de așa ceva. A fost destul de greu până l-a văzut îmbarcat pe viteazul Fouret. De ce râdeți? Nu accept! E destul de urât ce am făcut eu. Nu vreau ca din pricina mea să fie ridiculizat. Sunt doar vorbe de șagă. Locotenentul Fouret nu știe nimic. Tocmai. Dacă cel puțin ar ști, ar putea atunci să mă disprețuiască și vina m-ar apăsa mai puțin. Nu suport ca toată lumea să-și bate joc de bietul om. Dar nimeni nu se gândește la el. Și Dumnezeu știe când se va întoarce. Noapte bună, Berthier. Te conduc, picuța mea, Bérillot. Noapte bună, general. Și acum să lucrez. Asta e bun, în doiul nopții. Da, intră. Locotenentul Fouret, la ordinele dumneavoastră. Fouret? Dar e posibil? Dar cum, dracu, cum te-ai întors atât de repede? Ai avut ordin să te îmbarci pe Aretusa. Am fost atacat și făcut prizonier la 6.000 de Alexandria. Știu, dar dumneata cum ești aici? Englezii m-au eliberat. Cum, au eliberat tot echipajul? Nu, numai pe mine. De ce tocmai pe dumneata? Asta mă întreb și eu. E ceva suspect, ceva ce nu pricep. Mi-au spus doar că din scrisorile găsite asupra mea rezultă că generalul Bonaparte acordă persoane mele o valoare deosebită. E culme. Oamenii ăștia au întotdeauna timp și poftă să râdă. Bine, voi aduce asta la cunoștința generalului șef. Poți pleca. Cetățenii general. Da, ce mai e? Vă rog, ajutați-mă. S-a întâmplat probabil ceva aici. Iată, sosesc noaptea în cantonament și nu-mi găsesc nevasta. Scol camarazii, dar nimeni nu vrea sau nu poate să mă lămurească. Până la urmă, unul din ei îmi spune să mă adresez generalului. Dar e cu neputință să-l deranjez la miezul nopții. Bineînțeles. Vă implor, cetățene general, spuneți-mi despre ce este vorba. E cumva bolnavă? Nu fi îngrijorat. Totul se va lămuri mâine. Nu mă mișc de aici până nu știu ce se întâmplă. Unde e soția? Fouret, nu sunt obligat să cunosc motivul pentru care soția dumitale a găsit cu cale să schimbe domiciliul. Cum, doar nu să-mi spuneți că soția mea... Calmează-te, Fouret. Trezești toată casa. Cu atât mai bine. Dacă e vreun individ la mijloc, îi rup gâtul, să știți. Liniște. Îți atrag atenția. Fără scandal aici. Ce-o spun pentru că îți vreau binele. Și pentru că ți-e atât de mult să știi, află atunci că soția dumitale a cerut protecția generalului Bonaparte. Nu pot să cred. Nu, să mi-o spună ea, să o aud din gura ei și asta imediat, să vine să-mi spună. Cine face atâta gărăgie aici? Ce este? Ai fost pe Aretusa, cetățenii locotenent? Da, domnule general. Englezii au eliberat tot echipajul? Nu, numai pe mine. Ciudat. S-au dat drumul pe cuvânt de onoare? Nu, fără condiții. Dar l-am refuzat să-mi dau cuvântul. Foarte bine. Nu-mi place ca unul din ofițerii mei să-și dea cuvântul că nu va mai lupta. Să-mi faci mâine un raport amănunțit. Cetățenii general, eu... Într-adevăr, Fouret, mai e o problemă care trebuie pusă la punct. În absența dumitale, da, soția dumitale s-a prezentat la mine. Dorește să se despartă de dumneata și cere anularea căsătoriei. Acum că te-ai înapoiat, chestiunea poate fi reglementată oficial. Prezintă-te așadar mâine dimineață la ora 10, însoțit de un ofițer ca martor. La ora 10, fix. Am înțeles, să trăiți. Mulțumesc. Ești liber. Poți pleca. Am înțeles. Sunt liber, pot pleca. Blestemată surpriză, Berthier. Diavolul a trimis plocon să mă încurge. Diavolul, nu. Amiralul englez. Ți-a citit scrisoarea și a bănuit tot și retlicul. Am sfeclit-o de binele cu acest Fouret. Afacerea ia o întorsătură neplăcută. Pentru el, dragul meu. M-am săturat de îndrătnicia lui. Nu pot să cred așa ceva, înțelegi? Nu pot. O cunoști și tu, o cunoașteți cu toți, o cunoști și tu de șamp. Nu e o destrăbălată care să spună da la primul semn. A fost probabil înșelată ca și mine, ca și mine. Canalele astea ticăloși. Potolește-te, Fouret, potolește-te, scrâșnește din dinți. Să mi se facă mie una ca asta, tocmai mie. Niciun câine nu l-ar fi scrușit mai bine și cu mai multă credință decât mine pe acest Bonaparte. Uite că vin și Dupuis și Berthier și Velilot. Îți repet, scrâșnește din dinți. Cu pumnii strânși în buzunare, nu-i așa? Le-ar conveni acestor domni. Așa. Deci, numele generalului șef Bonaparte, proces de divorț între locotenentul François Fouret și soția sa Pauline, ambii aici prezenți, precum și șeful de stat major Berthier și ofițerul de intendență de Champ în calitate de martor. Întrucât divorțul a fost cerut de comun acord de ambele părți... N-am formulat niciodată asemenea cerere. Da, exact. Cererea a fost prezentată de cetățeana Fouret pentru că nu se înțelege cu soțul ei. Nu! N-am spus asta. Atunci vă rog să indicați motivele. Am consimțit să divorțez pentru că nu mai sunt demnă să-i port numele. Mă rog, cred că e un motiv întemeiat, chiar mai mult decât întemeiat. Vă rog să semnați procesul verbal. Da. Aici vă rog, doamnă Pauline. Da. Da. Și acum dumneata, locotenent Fouret... Cred că va fi îngăduit să reflectezi nițel la această problemă. Mă întreb ce mai are de reflectat un ofițer într-un caz ca acesta. Vă rog să semnați. Dacă ordonați, cetățenii comandant... Nu eu, ci datoria dumitale ți-o ordonă. Da. Acum cei doi martori. Da, e în regulă. Așa mă întreabă dacă trebuie să mulțumesc în mod special generalului șef pentru grija purtată. Potolește-te, Fouret, încă 2 minute. Da, vă mulțumesc, domnilor. Eu unul am plecat. Da, să mergem. Cetățene Fouret, dacă îți pot fi de folos, sunt gata să te ajut. N-am dorințe speciale de formulat, cetățene general Berthier. Locotenentul Fouret se duce unde trimis și face ce îi se ordonă să facă. Mi-am spus că o mutare ți-ar fi agreabilă, poate că... Voi face ce-mi ordonați, cetățene general. Uite, de pildă, chiar acum se execută o înaintare spre Mansourah. La ordinele dumneavoastră. Atunci, în numele generalului șef, îți predau comandamentul de la Mansourah și cu asta, gradul de capitan. Nu, mulțumesc. Fără târguiel de acest fel. Sunt dispus să înfrâng oasele, dar nu accept ca un pat să-mi servească drept trambulină. Cum dorești. Mâine la 6 te prezinți la escadronul care pleacă în direcția Mansourah. Am înțeles, să trăiți, cetățene general. De o jumătate de an, locotenentul Fouret este despărțit de frumoasa lui soție. În bivoac, ăsta și generalul Bonaparte își împărtășesc, ca de obicei, impresiile. Astea sunt glume, stupidități. Dar toată lumea știe, cetățenii de Champ, că vrea să se descotorosească de Josephine pentru că nu-i face moștenitor. Și când te gândești că noi, când suntem comuieruși, că zicem Bogda proste, când... Atenție, locotenentul Fouret. S-ar părea că vă deranjez. Nu-i așa, locotenente de Champ? Ei, asta e, Fouret. Spune mai bine ce-i cu febra, ți-i mai bine azi? Nu-ți bate capul, mulțumesc. Să crăp nu-i cel mai rău lucru. Hai, adevărul. Spuneți-mi-l pe șleau. Râdeți de mine, da? Ce te-a apucat? Simt. Citesc pe fețele voastre. Dușan. De mine râdeți, nu-i așa? De general și de ea. Gata. Sunt divorțat, legal și oficial. Bietul meu, Fouret, toată armata știe cât de necinstiți au fost cu tine. Toată armata știe, da? Toată armata! Dar a deschis careva pliscul să spună să nu se atingă nimeni de camaradul nostru și de soția sa? Și totuși când v-ați jurat cu toții libertate, egalitate, fraternitate. Dar ați uitat și ați făcut drept în fața marelui Bonaparte, da? Dacă ar fi fost vorba de altul, da, Bonaparte, cine se poate ridica împotriva lui? Și totuși mi-amintesc că în fața Bastiliei ne-am ridicat împotriva unuia care era rege al Franței. Ce i s-a întâmplat locotenentului Fouret e o rușine. O rușine pentru noi toți. Merităm să fim scuipați în obraz. Berillot trebuie să vină înapoi. Da, Berillot trebuie să vină înapoi. Trebuie să ne fie dată înapoi. Lui Fouret și nouă. Da, Berillot trebuie să fie iar cu noi, cu întreg regimentul. Vă mulțumesc, flăcăi, vă mulțumesc, dar acum nu mai are rost. Nu mai are niciun rost, însă vă asigur. Vă asigur că am să strig în gura mare nedreptatea. Nu aveți nicio grijă, partida nu e încheiată. Nedreptatea asta ne privește pe toți. Chiar azi ne vom prezenta la raport. Chiar azi și cu toți împreună. Uite, iată-l pe comandantul Dupuis. Vrem să vorbim cu generalul Bonaparte. Toți cât suntem aici. Vrem să vorbim, dar absolut imposibil în clipa asta. De altfel, aveam oricum intenția să vă adun. Da. Știri importante ne-au parvenit. Situația noastră militară în Europa a luat o întorsătură nefavorabilă. De aceea, directoratul l-a rechemat pe generalul Bonaparte pe frontul european al războiului. Nu, nu vom accepta! Dar n-are dreptul să ne părăsească! Vrem să-i vorbim! Imposibil! Generalul Bonaparte s-a și conformat ordinului directoratului și a plecat ieri. Unde este ordinul directoratului care cere lui Bonaparte să părăsească armata? Dar vrem să vedem ordinul! Să vedem ordinul! Liniște, am zis! Liniște! În poziție de drept, executarea! Executarea, da, mai important e altceva. Nu pentru a apăra Republica se întoarce Bonaparte, ci mai degrabă pentru a o strânge de gât. Vino-ți în fire, Fouret. Încă un cuvânt, locotenent Fouret, și te trimit în fața curții marțiale. Dezertorul e cel care trebuie trimis în fața curții marțiale, nu idioții care și-au făcut datoria. Mai bine să predăm țara englezilor decât Republica luată lui Bonaparte. E în altă trădare, Fouret. Dăm sabia. Îl vezi lăsa pe acest om să înșele Franța așa cum a înșelat pe mine? Sabia dumitale. Imediat. Poftim sabia. Faceți cu mine ce poftiți. Lașilor, împotriva mea toată lumea are curaj. Împotriva lui nimeni. Voi doi luați-l pe Fouret și supravegheați-l. Iar ceilalți retrăgeți-vă cu toții. Înainte marș. Doamne Dumnezeule, Fouret ăsta și-a pierdut mințile. Asta ne mai lipsea de șon. O revoltă instigată de ofițeri și trupa impunându-ne voința ei. Nu, trebuie neapărat să dăm un exemplu. Cetățene comandant, bietul Fouret a ieșit din spital, are febră, se vede la o poștă. Și apoi știți și dumneavoastră ce figură i-a făcut Bonaparte. Dacă știu, m-a vărât chiar cu deacila în această afacere mordară. Bineînțeles că Fouret are dreptate în tot ce spune și e o porcărie din partea lui Bonaparte că a plecat de aici lăsându-ne să ne descurcăm singuri. Bineînțeles că nu s-a dus în Franța decât ca să sugrume Republica. Va da nici vorbă lovitură de stat. Omul ăsta călca peste 100.000 de cadavre ca pe un covor, numai ca să ajungă împărat. În afară de el și de propria lui carieră nu există nimic. Da, nu e un motiv ca un locotenent să îndemne soldații la revoltă. Nu, Deschamps, regret, dar Fouret trebuie adus în fața curții marțiale. Cred că ar fi periculos tocmai el și chiar în acest moment... Trebuie să primească o sancțiune. Păi, drăcie, în ce încărcătură e în starea să ne vâre scumpul nostru Bonaparte? Poate că ar exista un mijloc să rezolvăm într-un care? Ce-ar fi să-l expediem și pe Fouret în Franța? Să-l expediem în Franța? E o idee excelentă, Deschamps. Sigur, ducă-se. Scap de belea unui asemenea proces. Să mai mânjesc o dată mâine pentru Bonaparte? Nu, nu, Deschamps, mulțumesc. Mi-ajunge! Au mai trecut 3 luni. Bonaparte a dat lovitura de stat, în urma căruia s-a înălțat la rangul de prim consul. Acum viața la Paris se pare că are intrat în normal. Într-o clădire impunătoare din centrul orașului, ilustru avocat de caz primește un nou client. De fapt nu e un client oarecare, ci o mai veche cunoștință de-a noastră. Cu ce vă pot fi de folos? Prin convenție cunosc numele dumneavoastră ca fiind al unui vechi republican, domnule de caz. Presupun așadar că sunteți gata să veniți în ajutorul unui cetățean care vrea să-și apere drepturile. Da. Întrucât spun că mai există legi în Franța. Slavă Domnului! Da, legile adevărate au reapărut. Doriți acum să-mi expuneți cazul dumneavoastră? Da, vă rog, poftiți un memoriu. Pe scurt, am fost constrâns să semnez anularea căsătoriei pentru a nu putea întreprinde nimic împotriva prea onorabilului seducător al soției mele. Curios, dar dacă îmi permiteți, care-i judecătorul care s-a pretat la asemenea abuz? Da. Comandantul orașului Cairo. Un moment, v-ați spus comandantul, da. Dar cine ocupa funcția de asesor? Nimeni. Cum nimeni? Comandantul singur acționa ca judecător, iar doi ofițeri serveau ca martori. Un joc de cărți așadar, nu un tribunal. Și domnii aceștia n-au considerat necesar să transcrie civil această ciudată procedură? Nu. În cazul acesta, domnul meu, am plăcerea de a vă informa pe loc că acest act de divorț e lipsit de valoare. Tot atât de lipsit de valoare ca și bancnotele reposatului rege. Și, mai ales, e un act profund ilegal. M-a spus? Da. Profund ilegal? Profund ilegal. Mai este, da. Bine, dar asta ar fi, cum să vă spun eu... Iertați-mă, acceptați să vă ocupați de procesul meu? Mai este, vă mulțumesc. Vă mulțumesc de 1000 de ori. Mă tem doar mai este că luați lucrurile un pic cam prea ușurel. Veți avea ca adversari oameni extrem de influenți. N-aveți nicio grijă. Cauza dumneavoastră e câștigată dinainte. Chiar dacă lui K.P. în persoană sculat din mormânt, vi s-ar opune. Avocatul de caz nu se teme de nimeni. Mă voi ocupa de această afacere până la capăt, împotriva întregii lumi, dacă va fi nevoie. Vă asigur. Mă faceți fericit, mai să vă mulțumesc. Să știți că... Vreau să vă spun, e o cauză dreaptă, este cinstită. Ce nu poate decât să vă onoreze. Cauza dumneavoastră de acum înainte e și a mea. Mulțumesc, vă mulțumesc și datorită dumneavoastră redevin om. Permiteți-mi să vă strâng mâna, mă. La revedere. Și fără nicio grijă, fără nicio grijă. Mulțumesc, la revedere. La revedere. Domnule secretar? Aici sunt, mai sunt. Puteți intra. Avem un client gras, domnule secretar. Fraude la intendență sau exclus din armată? Nu, băiețași, dimpotrivă. E un scandal de toată frumusețea. Vine la țanc tocmai acum când militarul începe să ridice capul. Dar care-i numele acestui om de treabă care vrea să denunțe ilegalitatea? Unde și-a scris numele? Uite-l, uite aici. Scrie cauza locotenentului François Fouret. Fouret în persoană, soțul micuței Bérillot. Ia stai, mi-am amintit. Păi Fouret ăsta e nebun dacă își imaginează că eu am să fiu cel care instruiește procesul. Vezi să nu, naivule. N-am de gând să-mi frig degetele, să pornesc un proces împotriva primului consul, care ne-a salvat de revoluționari, împotriva omului care îi numește pe senatori și sub care, slavă Domnului, rentele au urcat din nou la 70. Asta nu mai lipsi. Puuu, ce imbecil! Te rog să-l arunci pe scări, dacă va mai veni. François, te-ai întors? Da, așa s-ar părea. Nu s-ar putea spune că îți face o plăcere deosebită. Probabil că ai fi preferat să crăp pe acolo, de friguri. Trebuie să-ți vorbesc. Nu aici. Toată strada se uită la noi. Bine, atunci să intrăm. Pare mi se că e destul loc în vila ta, mai mult decât era în cabana noastră din Carcason, nu? Deschide ușa. Nu vreau altceva decât să-ți comunic o serie de lucruri. Mi-e interzis. De ce? N-am voie să primesc pe nimeni și apoi, chiar dacă aș putea, n-aș vrea, François. Mi-e rușine de tine. Te implor să uiți toată povestea asta nefericită. Dimpotrivă, urmăresc să o pun în mișcare, să o scot la lumină. Pentru numele Dumnezeu, ce vrei să faci, Fouret? Ție nimic, nu te teme. Cu tine am terminat. Pe el însă. Și vreau să știu cu cine ții. Cu el sau cu mine? Deschide ușa. Am așteptat destul. Nu pot, ți-am spus. François, nu pricepi. Nu are niciun rost. Amândoi suntem niște oameni sfârșiți. Aha! Îmi închizi ușa în nas, da? Foarte bine. Vedem noi. Am să bat până foarte bine să se adune lumea. S-ar zice că ești tare grăbit, cetățene. Aha. Ai de încasat niscaiva datorii de sine. Da, ceva de genul ăsta, cetățene. Dacă cei dinăuntru au urechile înfundate, o să le desfundăm. În fine, a apărut un servitor. De ce faci zgomotul ăsta infernal? Vreau să vorbesc cu cetățeana Fouret. Nu e nimeni acasă pentru tine, chiar dacă e cineva în casă. O să vedem noi. O să vedem, mai ales dacă în Franța un cetățean poate fi împiedicat să vorbească cu nevastă-sa. Dar ce scandal! Ce scandal! Să vedem, nu să se întâmplă. stăi până la urmă, să vedem. Domnule polițai! Domnule polițai! De ce mă strici? Domnule polițai! Ce se întâmplă? Da. Am ordin precis să nu las să intre nimeni. De altfel, cetățene polițai, dumneavoastră pot să vă spun, apropiați-vă. Da, zi. Însuși prim-consulul Bonaparte. Domnule, da. N-ai ce căuta aici. Ia-o din loc imediat. De ce vă rog, cetățene polițai, mă voi? Nu sunt obligat să dau explicații. Hai, hai, circulă, circulă, ia-o din loc. Nu hai. Cumva pentru că iubita primului consul locuiește aici? Aha! Da? Cetățeni! Cetățeni! Pe mine unul nu o să mă împiedece nimeni să cred în principiile morale ale Revoluției noastre. În respectul persoanei umane. În lupta împotriva minciunii, a abuzului de putere, a ilegalității. Vreau să știu de ce am sângerat alături de Robespierre, dacă nu pentru a ne bucura și noi cei săraci, cei umili, de drepturile noastre! Ai să pleci imediat! Nu! Îți spun pentru ultima oară, șterge-o! Strada aparține poporului, nu așa, cetățenii! Cetățenii, omul acesta ne-a luat totul! Pe deputații noștri i-am împrăștiat cu baioneta! Tribunalele noastre ale poporului le-a suspendat! Rușine! Rușine! Ne-a mai rămas doar strada pentru a ne putea exprima nestingeriți! Și întrucât nu putem obține dreptate, deoarece judecătorii și avocații sunt vânduți, nu ne-a rămas alt loc decât strada unde să o putem reclama. Dacă i-am dat dracului pe aristocrați, am făcut-o oare pentru ca în locul lor să primim picioare în fund de la generali? Pe mine, unul, nu o să mă împiedice nimeni să spun adevărul. Bravo! Are dreptate. Încep să ne calce pe bătături. Preș Republica! Preș Republica! Preș Republica! În numele legii ești arestat. Mă arestezi pe mine? Da. Pe mine, un ostaș care a luptat în toate marile bătălii? Domnule polițai, nu mi-e frică nici de 7 ca tine. Am să mă prezint singur în fața justiției. Nici nu vreau altceva decât să afle toată lumea de nedreptate. Hai cu mine! La tribunal! Domnule ministru Fouché, permiteți-mi să vă anunț primul consul. Cetățene, ministru al poliției. Da. Am fost informat că ieri un iacobin limbut ar fi rostit în mod public injurii la adresa mea. Dar nu găsesc niciun cuvânt despre acest incident în raportul dumitale de azi. Sau ești prost informat, sau închizi ochii. Se pare că ministrul poliției nu știe ce se întâmplă la Paris. Nici de cum. Sunt la curent. Atunci, fii bun și explică-mi. De ce n-am fost informat imediat? Am considerat de datoria mea să nu vă inoportunez cu niște flacuri în ajunul marșului asupra Italiei. Pentru dumneata e un flac când se urlă în gura mare că vreau să sugrum Republica? Sunt de altă părere. Și ți-o spun răspicat, domnule Fouché. Dacă vrei să rămâi ministrul poliției, trebuie ca acest netrebnic să fie arestat în 24 de ore. Măsura a fost luată de mult. E în mâna mea. Pentru a-l face scăpat. Spune drept. E vorba de unul din vechii dumitale amici de la clubul iacobinilor. Cine e? Numele lui e Fouret. Formidabil. Cum de-a reușit imbecilul să se întoarcă atât de repede din Egipt? Dezertare, probabil. Nici de cum. Eliberat cu acte în regulă și îmbarcat pe primul vapor care a sosit după al dumneavoastră. Înțeleg. O amabilitate deosebită a generalilor mei. Ce mai fi vrând doare idiotul ăsta de la mine? Ce poftește, în definitiv, pentru că poate avea tot ce dorește? I-am oferit prin Berthier tot ce era cu putință. Vrea... dreptate. Dreptate? Am altele pe cap acum. Mâine trebuie să traversez cu armata Saint Bernard pentru a-l goni pe arhiduce din Italia. Vei reuși, cred, să o scoți la capăt cu neghiobul ăsta. Din păcate, cu neghiob e întotdeauna cel mai greu. Și apoi, de la un om care nu se teme nici măcar de ridicol, te poți aștepta la orice. În fine, cetățene consul, iertați-mi sinceritatea. Legal, omul are dreptate. În sfârșit, asta ar încuraja anumite persoane. Nu văd decât o soluție. Care? Să stați de vorbă cu soția lui. Cu Fouret personal nu-i nimic de făcut, am văzut. S-ar lăsa mai degrabă tăiat în bucățele decât să tacă. Dar cu totul alta e situația soției. În povestea asta, conștiința ei nu-i tocmai curată și cu un pic de energie nu va rezista mult. E ora 11, pică la țanc. Iar pentru a dimineață, la 11, am invitat-o pe doamna Fouret. Dacă interveniți personal cu energie, în 5 minute obținem de la ea ceea ce dorim, adică să plece din Paris. Esențialul e să dispară cât mai repede. Primo, pentru a-l împiedica pe Fouret să aducă probe injustiției dumneavoastră, apoi ca pe stradă fosta amanda a primului consul să nu poată fi arătată cu degetul. Câtă vreme va exista la Paris o doamnă Fouret, afacerea nu va putea fi pe deplin înmormântată. Bravo, Fouché. Vezi întotdeauna grozav de limpede. Bine? Să vină. Da. Domnule ministru. Fouché, în anticameră așteaptă probabil o doamnă. Da, domnule ministru. Poftește-o înăuntru. Să faci cunoscut totodată că ordone eliberarea locotenentului Fouret. Să-mi fie adus aici. Am înțeles, domnule ministru. Chiar acum o poftesc pe doamna. Cetățeană Fouret, vă rog să intrați. Regret sincer, doamnă, că abia azi am posibilitatea să vă întâlnesc, dar realizați, desigur, câte treburi, câte misiuni m-au împiedicat de la înapoierea mea din Egipt. Sper că n-ați interpretat altfel tăcerea mea. Nu, nu mi-aș fi permis. Ce doriți? Vreau să vă adresez o rugăminte. Soțul dumneavoastră devine insuportabil. Până acum l-am menajat pentru dumneavoastră, dar paharul s-a umplut. În clipa în care națiunea îmi acordă toată încrederea, nu voi îngădui ca din dușmănie personală un individ să pună în primejdie această încredere. Aș dori, deci, să vă întreb dacă ar fi un sacrificiu prea mare pentru dumneavoastră să părăsiți Franța. Pentru un timp. Voi face tot ce-mi cereți. Spuneți-mi unde trebuie să mă duc. Cetățeanul ministru, aici de față, vă va ajuta bucuros cu sfaturile lui. Și dacă vreodată aveți nevoie de mine, pentru indiferent, nu, orice... Nu, nu, niciodată nimic, vă jur. N-aș vrea să vă închipuiți. N-aș vrea mai ales să credeți că... La revedere, doamnă. La revedere, domnul ministru. Așa... Atunci, ce-mi cereți, domnule ministru? Unde trebuie să plec? Nici o grabă. Vorbim mâine. Grabnică e însă o altă problemă. Știți că soțul dumneavoastră a încercat să instige la tulburări. Dumnezeule, nu se pățească nimic, nu-i așa? Tot ce a spus era din mânie. Din mânie contra mea. Spuneți-mi, vă rog, că nu o să-i se facă niciun rău. Să aduci un om la disperare și apoi să-l mai și acuz pentru simplu fapt că se apără, asta nu se poate. Ar fi o crimă. Și eu n-aș îngădui-o. Prefer să mor, vă jur. Fouret este incapabil de o josnicie. Niciodată nu se va angaja într-o acțiune care să nu fie absolut cinstită, vă promit. Ce-mi promiteți? puteți să-mi promiteți că va înceta în sfârșit cu zadarnicile și Dumnezeu știe cât de ridicolele atacuri împotriva consulului? Ce garanții îmi puteți da dumneavoastră? Un cuvânt al său, o făgăduință de-a lui, da. Așa că, dacă vreți să-l salvați... Dar cum să fac? Cu siguranță că nu mă va asculta. În tot ce s-a întâmplat, vina o port eu și numai eu. Bine, bine, bine. Poate reușesc eu să-l conving. În tot cazul, voi încerca chiar acum. Ușier? Domnule ministru? Să intre locotenentul Fouret. Prea bine, domnule ministru. Dar dacă, doamnă, nu reușesc, da, să știți că totul e în mâinile dumneavoastră. Viața sau moartea. Trebuie pus capăt aceste afaceri stupide. Suntem în război cu jumătatea Europa și nu avem timp de pierdut cu domnul Fouret. Și acum vă rog să ieșiți pe ușa asta laterală. Da. Domnul locotenent Fouret. Sunt la dispoziția dumneavoastră, cetățene ministru. Ce imputare îmi aduce Republica? Vă rog, luați loc, cetățene Fouret. Mulțumesc. E mai nimerit pentru discuție. Pentru ce v-am chemat? Da. Pentru a vă spune ceva foarte simplu. Că faceți prostii. Da? Da, 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 da. Prostii. Nu găsesc un termen mai politicos. Sau poate preferați să calific drept înaltă trădare fapta unui om care se apucă să strige în plină stradă, jos Bonaparte. Da, dacă sunt vinovat, aduceți-mă în fața justiției. La ce bun? Pentru moment nu e deloc interesul nostru. Dar e interesul meu, cetățene ministru. Vreau să deschideți acțiune judiciară întrucât inculparea mea o implică pe cea lui Bonaparte. Și fie că vreți sau nu, vă voi constrânge. Vă înșelați, cetățene locotenent. Nu veți găsi judecător în Franța și nici avocat. Dacă nu mă înșel, aveți chiar o mică experiență. A, de caz... De caz, da, dar netrebnicul ăsta, acum înțeleg. Fii rezonabil, Fouret. Nu vreau să fiu rezonabil. Pretind să mi se facă dreptate. Și voi striga până ce mă voi face auzit. Nu, Fouret, nimeni nu te va auzi. Nici o iluzie. S-a făcut tot ce e necesar. Îți fac o confidență. Detest violența câtă vreme nu se impune. Și în ciuda provocărilor dumitale pot spune că te-am curățat până acum. Sunt apărătorul dumitale. Nu, de fapt sunteți binefăcătorul meu. Mii de mulțumiri. Cu câtă duioșie vegheați cu toți asupra acestui idiot de Fouret. Bonaparte mă expediază în Franța în chip de curier. Berthier îmi laște de la Mansourah, dumneavoastră închisoare. Ah, și probabil tot din mărinimie i-ați interzis soției mele să-mi vorbească. N-am dat niciodată asemenea poruncă. Niciuna. N-am știut, îți dau cuvântul meu. Dorești așadar să vorbești cu soția dumitale? E dreptul meu. Vreau să o văd cât mai curând. Foarte bine. Domnule ministru... Poftiți pe doamna Fouret. E în biroul secretarului meu. Ah, ați adus-o aici, da? Aha. Deci o cursă, te înșel, Fouret. Nu mai am nevoie să-ți întind curse. Te țin prea bine în mână. Dacă am îngăduit această întrevedere... E numai pentru a-ți da un ultim prilej de a asculta glasul rațiunii. Să acord, deci, 10 minute. Folosește-le cum trebuie. Aș regreta dacă n-ar fi așa. Și acum vă las singur. François. Hai, vorbește. Repetă ce te-am învățat ca pe un papagal. Doamne, ce părere trebuie să ai despre mine. Ai albit de tot, François? Și toate pentru că eu am fost slabă și lașă. Doamne, François, ce-au făcut din noi? Din tine o fostă Cleopatra. Cred că domnul și nobilul tău stăpân și-a notificat că ești pe liber, nu? Și acum, spune, ce ai să te faci acum? Nimic. Ce aș mai putea să fac? Vor să mă trimită undeva departe și nici nu cer mai mult. Cu cât mai departe, cu atât mai bine. Nu mă mai apăr. La ce pun? Belilot, Belilot, nu te lăsa așa în voia soartei. Nu trebuie să te lași trevită în felul ăsta, înțelegi? Nu. Nu trebuie. Nu. Atunci apără-te. Încearcă. Știu că ești mai bun decât ei toți. Dar ei sunt mai puternici și nu mai e ca pe vremea acobinilor. Acum din nou, noi cei umili, noi cei de jos, nu mai avem niciun cuvânt. Știu că dreptatea e de partea ta, o știi și tu și nici vorbă, o știi și el. Și atunci de ce să cerșești în fața judecătorilor vânduți un da sau un nu? Ceea ce ne-au luat ei, nimeni nu ne mai poate da înapoi. Ce să aștepți de la el? Acum absolut nimic. Nu se poate face nimic. Dar dacă se poate, dacă. Chiar dacă pentru asta trebuie să plătesc cu viața, înțelegi? Nu are niciun sens, François. E o nebunie. Pentru pofta de cucerire acestui om mor zilnic 10.000 de făpturi omenești și nimănui nu-i pasă. François renunță. Este ultimul lucru pe care ți-l cer. Renunță. Cu bine. Ești singur? Da. Cetățenie, ministru. Absolut singur. Singur în fața dumitale. Singur în fața celor de azi. Și poate singur în fața celor de mâine. Fiindcă se ține mai ușor minte numele unui mare cuceritor de pământuri și de popoare decât numele cuiva a cărui conștiință nu poate să cedeze în fața unei mășăvii.